Rețelele de socializare te ajută să fii conectat și să comunici cu prietenii din copilărie, cu rudele stabilite la mii de kilometri depărtare, îți reamintesc evenimente importante din viața ta și a prietenilor tăi și te scapă de plictiseală. Cu toate acestea, cei ieșiți la pensie au început să folosească din ce în ce mai mult aceste rețele. În România, 4 din 10 români cu vârsta de peste 65 de ani au fost prezenți pe internet în această perioadă a pandemiei pentru a discuta online sau a vorbi video cu rudele sau prietenii apropiați. Dumneavoastră folosiți Facebook-ul? Câteodată îl folosesc, câteodată, când am timp. Când... V-a luat mult să vă obișnuiți cu noua tehnologie? Nu, că m-a învățat tineretul. Că ei sunt mai activi. Noi, la vârsta noastră, care o avem mai greu. Dar trebuie să ne adaptăm cerințelor care sunt. Cam cât timp petreceți dumneavoastră pe Facebook? Câteodată și o oră și două, cum spun de timp. Altădată deloc. Uitați astăzi. Restul românilor de 60% dintre vârstnici pentru care internetul este o enigmă întâmpină diferite dificultăți. Ori nu au telefon mobil, ori nu știu să folosească noile tehnologii care multora le pot da și bătăi de cap. Eu, pe telefonul nevastă-mea, că ea are un telefon de ăsta performant. Eu am un telefon de căci. Da, să-l fi și filmăm. Ăsta e. Și cu ăsta, eu pe ăsta nu-l dau jos. Indiferent că mi-a propus că ia de ăsta, că nu știu ce, eu nu. Păi bine, cu numele, păi și eu fac treaba cu el. Nu. Și nici nu-mi place. Au copii, au nepoții, că nepoții mei sunt adolescenți. Dar eu nu folosesc. Potrivit statisticii oficiale europene, internetul a crescut în popularitate în rândul celor de peste 65 de ani în ultima perioadă, dar mai ales în 2021 din cauza pandemiei. Așa s-a ajuns ca în România 40% dintre cei trecuți de această vârstă să folosească internetul.